Bun găsit, stimați prieteni! Ne aflăm la o nouă emisiune Infolex, nimic fără lege, o emisiune în care dezbatem probleme importante privind drepturile cetățenilor, dar mai ales apărarea acestora. Evident că, în primul rând, pentru a putea să-ți aperi un drept, trebuie să-l cunoști. Așa cum v-am obișnuit, aducem la această emisiune reputați specialiști, cadre didactice, universitare, avocați, deci reputați specialiști, în primul rând, din domeniul dreptului. Astăzi avem ca invitată pe doamna conferențiară universitar doctor, Roxana Păun, conferențiar la Facultatea de Drept a Universității Spirul Haret. În primul rând, vă spun bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la această emisiune. Am discutat mult, dacă găsiți o perioadă, o pauză, să spunem, în programul dumneavoastră. Vreau să vă informez că această emisiune se face în cadrul unui proiect european. Printre obiectivele acestui proiect este și conștientizarea femeilor care intră în categoria grupurilor vulnerabile în societatea românească. Mă refer la femeile singure care își cresc singure copii. Și v-am invitat pentru a discuta câteva lucruri fundamentale despre drepturile copilului. Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, trebuie să mărturisesc că am analizat bine înainte de a alege această temă, care ar fi un subiect oportun pentru momentele pe care le trăim, dar și cu importanță practică vis-a-vis de cei care ne ascultă. Și având în vedere că familia este un element deosebit de important în societatea românească și nu numai, am considerat oportun să decidem de comun acord să discutăm câteva aspecte despre drepturile copilului reflectate în legislația românească, armonizată, și în legislația europeană. Și aici ar trebui să pornim cu elementele reglementate și deja consacrate constituționale, pentru că încă din primele articole ale Constituției, și aici avem în vedere articolul 49, avem un paragraf specific care ne reglementează protecția copiilor și a tinerilor. Pornind de la aceste reglementări, clar trebuie să știm că toți tinerii, copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție, tocmai pentru că sunt o categorie vulnerabilă până când ei ajung maturi și reușesc să își ia în propriile mâini viața. Că părinți suntem o viață întreagă și practic copiii sunt protejați de părinți chiar și după vârsta majoratului. Pornind de la aceste aspecte, trebuie să avem în vedere că statul alocă și are acordă o importanță deosebită alocațiilor, ajutoarelor pentru îngrijirea copiilor. Toate aceste lucruri tocmai sunt create pentru a implementa această nevoie de protecție a copiilor care vor ajunge la un moment dat maturi, iar ei trebuie în acest context să dețină toate acele abilități, acele aspecte legate de educație, toate dincolo de informare, să fie în acest context pregătiți pentru societatea care observăm. E o societate globalizată, e o societate care e provocatoare pentru noi adulții, dar minte pentru copii. Vă rog să mă credeți, m-am gândit la această temă și pentru că întâmplător am cunoscut niște familii tinere, familii cu copii până la împlinirea vârstei de un an. Și discutam niște tineri licențiați care au niște posturi foarte bune, discutam cu ei și cu mamele în primul rând și îmi spuneau că vor rămâne în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani. Nu am conștientizat acest suport uriaș pe care îl oferă societatea acestor mame tinere până când nu am discutat cu aceste persoane, constatând, spre exemplu, că un puști care avea 9 luni, el încă era hrănit și de la sân. Și mă gândeam la vechile concedii de maternitate, care nu erau urmate de absolut nimic, când într-o asemenea situație, practic, acel copil înceta brusc această hrănire de la sân. Da.
E, acum lucrurile au evoluat și concepțiile moderne prevăd, inclusiv în legislația națională, după modelul suedez, concediu paternal. Deci, iată, societatea a evoluat atât de mult încât suntem în situația în care în validarea principiilor de egalitate între cei doi parteneri soț-soție și drepturile și obligațiile se împart în mod egal. Deci, nu neapărat mai este cazul să fie doar mama în situația în care să-și ia acel concediu, de, concediu maternal pentru grijirea copilului. E foarte firesc, vă rog să mă credeți, ce au făcut alții pentru, știu eu, protecția copilului, faptul că la noi mama era considerată persoana care poate să aibă singura acest concediu, eu consider că era o greșeală, în fond. Părinții au aceleași drepturi, dar și aceleași obligații față de copii. În al doilea rând, o asemenea măsură, din punctul meu de vedere, este extraordinar pentru tânăra familie. Sigur. Pentru că trebuie să discutăm deschis, tinerii au niște probleme cu finanțele, da? Deci cu banii, și ei trebuie să-și cumpere locuințe, să-și cumpere mobilă, să-și cumpere cele necesare existenței. Ori o asemenea variantă permite ca în concediu să rămână, știu eu, părintele care are un salariu mai mare sau un salariu mai mic, să se meargă celălalt la serviciu, fiind o măsură în interesul copilului. Aș vrea să vă întreb, cum apreciați dumneavoastră aportul instituțiilor noastre privind protecția drepturilor copilului? De ce vorbesc din acest punct de vedere? Și dumneavoastră aveți experiență și eu am experiență, fiecare cu experiența noastră juridică în diferite domenii. Ați văzut că foarte multe societăți, structuri, de fapt, din societatea românească, ele au fost create ca o obligație a Uniunii Europene. Și când te duci, găsești o lege frumoasă, copiată între ghilimele 90% din legislația europeană, ca să nu greșim și să nu fim criticați, dar când te duci la partea reală, partea de implementare a legii, constați că ori nu sunt specialiști, ori acei specialiști nu-și cunosc foarte bine atribuțiile, ori criteriile după care sunt numiți sunt criterii politice și așa mai departe. Articolul 49 din Constituție, care în alineatul 2 chiar asta spune vis-a-vis de această protecție, că tinerii și de fapt copiii, da, sunt protejați prin aceste alocații de stat pentru copii. Este chiar alineatul al doilea. Dar nu numai acest lucru este important. Dincolo de aspectul financiar, noi trebuie să avem în vedere și, dacă vreți, tradiția cu care venim din trecut vis-a-vis de familia și monoparentală și familia clasică. În ce sens? La ce vreau să spun cu acest lucru? Noi avem încă, și slavă Domnului, e bine, în opinia mea împărtășesc, consider că e bine acest lucru, faptul că părinții apelează la bunici pentru creșterea cine i-are, bineînțeles, pentru creșterea copiilor. De ce vorbim de aceste lucruri? Pentru că educația, cei 7 ani de acasă, cum eram noi obișnuiți să le spunem, este foarte importantă, având în vedere drepturile pe care le au copiii și pe care societatea românească le-a conștientizat poate puțin mai târziu. De asta, în afară de Constituție, avem și legea specifică care protejează și reglementează, asta reglementează cadrul legal privind protejarea drepturilor, promovarea, garantarea drepturilor copilului. Este vorba de legea 272 pe 2004, care a fost republicată după 10 ani și tocmai ca un argument vis-a-vis de normele europene pe care noi a trebuit să le implementăm în legislație, dar nu numai aspectul teoretic, ci și acela practic cu privire la drepturile concrete pe care le are un copil, atât în familie, dar și în societate, în relațiile cu adulții. Și aici am putea să exemplificăm dreptul de protecție, drepturile de dezvoltare personală, drepturi de participare, știut fiind că după anumită vârstă copilul este consultat, de exemplu, după 16 ani, să-și aleagă religia. Da? Deci, iată, lucrurile acestea au evoluat.
și au evoluat și prin condițiile societății la nivel european și la nivel global. Pentru că statul avea acele instrumente și înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, prin care proteja copiii care se aflau într-o anumită situație, copii în situații monoparentale, copii alungați de acasă, copii, mă rog, dar erau cazuri mult mai puține. După intrarea României în Uniunea Europeană, constatăm că aceste fenomene s-au mulțit și iată de aici instrumentele legale, juridice, dar și practice prin care toată societatea s-a implicat mai mult în ajutorarea celor care au nevoie. Total de acord, însă ceea ce spuneți dumneavoastră, eu zic că este și efectul unor probleme sociale foarte importante ale țării noastre. În contextul în care peste 4 milioane de oameni români între 20 și 50 și de ani sau poate între 20 și 60 de ani, pentru că a mai trecut timpul în această perioadă, lucrează în străinătate. Dar au plecat foarte mulți tineri. Dintr-o statistică, dacă este corectă sursa de informare pe care am avut-o, în anul 2017, pentru prima dată, s-au născut mai mulți copii în străinătate, copii români, în străinătate, decât pe teritoriul României. De ce? Pentru că, evident, în străinătate, la muncă, au plecat acei oameni care sunt tineri, care sunt în forță și așa mai departe. Și au făcut o familie acolo. Mie nu mi se pare firesc, știu eu, ca să existe, de educația celor care au rămas să se ocupe bunicii, pentru că îi spuneam cuiva, da, unui prieten, că în dreptul românesc nu există instituția bunicului. Vorbesc ca instituție juridică. Obligații și drepturi ca instituțional au numai părinții. Deci nu există instituția bunicului, bunicul fiind de fapt un ajutor de urgență. Ori noi constatăm că bunicul a devenit un fenomen de masă. În România să aibă grijă de copii. Și de aici și o serie de probleme, odată, și în al doilea rând, societatea noastră, trebuie să recunoaștem, a trecut printr-un sistem în care s-a schimbat total sistemul de valori. Și sistemul de valori și sistemul de reglementare acestor norme cu privire la creșterea și la educarea copiilor. Pentru că dacă în familia tradițională mai veche discutam de acei 7 ani de acasă, acum iată copilul este instituționalizat și are posibilitatea să plece din familie mult mai devreme. Da? La crește, nu vorbesc de metoda babysitter, da? Deci metoda prin care este angajat o persoană care să aibă grijă de el, compensând lipsa a familiei. Lucrurile, pentru că vorbeați de, să revin puțin la subiectul anterior, vorbeați de faptul că mai mulți copii români s-au născut în afara țării decât în România, trebuie să avem în vedere și cealaltă parte, reversul medalii, copiii refugiaților pe care noi îi avem în România și ai cetățenilor străini care au ales să trăiască în România, care nasc copii în România și numărul lor este în creștere. Apropo de politica de migrație de la nivelul Uniunii Europene. Știm bine acele cote de refugiați și așa mai departe. Deci problematica este mult mai amplă decât pare la prima vedere. Tocmai din acest motiv s-au creat instrumente juridice pentru și practice pentru a fi în sprijinul acestor copii. Observăm ce se întâmplă cu învățământul, da? Apropo de drepturile copilului, dreptul la învățătură este un drept fundamental. Toate aceste lucruri au evoluat și acel învățământ obligatoriu, după cum bine știm, a glisat ba 8 clase, ba 10 clase, ba 12 clase. Vedem ce se întâmplă cu toate formele de evaluare din învățământ. Toate aceste schimbări care sunt, în părerea mea, în opinia mea, nu sunt tocmai benefice ritmul în care sunt făcute.
au afectat și calitatea învățământului, dar și calitatea vieții copiilor care sunt stresați. Da? Ei au unul din drepturile fundamentale a lor, este și dreptul la vacanță și dreptul la odihnă. Și acest lucru este pus în discuție dacă avem în vedere, de exemplu, și au fost multe discuții în mass media pe acest subiect vis-a-vis de temele care se dau pentru acasă. Deci, iată, problematica vieții, educației și formării tinerei generații este supusă unor presiuni care unele vin din interiorul societății, altele vin din nevoia de adaptare și vă spun acest lucru pentru că întâmplător cunosc și sisteme de învățământ din afara României, din Uniunea Europeană și unde sunt licee specializate, unde au câteva discipline, unde din clasa 8-a ei știu ce vor face mai departe cu profesia lor și nu sunt atât de stresați. În același timp, românii noștri, studenții noștri, tinerii absolvenți de licee știm foarte bine că sunt deosebit de performanți la universitățile unde pleacă la studii în afară și așa mai departe. Deci, iată, vis-a-vis de calitatea învățământului, de exemplu, și de drepturile copilului de a beneficia de un învățământ de calitate și de o protecție și de tot ceea ce înseamnă toate acele instrumente, bagaj de instrumente și mecanisme care să-l formeze pentru viața viitoare, sunt de discutat cu argumente pro și contra. Vreau să vă spun următorul lucru și n-am nicio știu, simpatie politică, da? Și da. Nici nu am avut, dar dincolo de studiind comparativ legislația privind protecția mamei, eu vorbesc concediu de maternitate, concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului. Este adevărat că primul concediu, concediu de maternitate se acordă în interesul protecției mamei, iar concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani se acordă pentru protecția copilului. Acest concediu nu-l găsim în Uniunea Europeană. Și în țările respective, și îmi spunea cineva că, domnule, ei au creșe bine puse la punct, au grădinițe bine puse la punct, da. Dar când te duci și studiezi fenomenul, în momentul în care după 3 luni de zile ești obligat să-ți dai copilul la creșe pentru a merge la serviciu, ca să nu renunți la serviciu, în momentul când copilul ăla de 3 luni și o săptămână a răcit, ți l-au și dat acasă. Și atunci trebuie să te ocupi de el, pentru că el frecventează creșa sau grădinița cu o singură condiție, să fie în permanență sănătos. Ori zic eu că oamenii care au gândit aceste drepturi pentru femeile din România merită, din punctul meu de vedere, tot respectul. Este fundamental ca în acești 2 ani de zile copilul să crească alături de mama lui, pentru că este persoana de care a fost legat organic și pe care o știe de când nu o cunoștea. Vorbesc între ghilimele, da? O așa știe este. De când nu o cunoștea. Păi și psihologii știm foarte mult că există, știm foarte bine că există multe analize pe acest subiect și statisticile o spun și nu numai, experiența care s-a transmis pe cale cutumiară, dacă vreți, și a obiceiurilor, că într-adevăr acea legătură între mamă și copil prin cordonul ombilical se spune că încetează abia la momentul în care unul din cei doi părăsesc această lume. Așa este și am mai văzut un alt studiu privitor la de ce copiii adorm la zgomotul motorului, în care se demonstrează că el, practic, este obișnuit cu zgomotul bătăilor inimii mamei lui și atunci acest ritm îl liniștește pentru că este un ritm își amintește care... de perioada da. Intrauterină da. Da. Dincolo de toate aceste aspecte, vedeți, depinde de fiecare societate cum hotărăște să își educe și să își dirigeze, ce fel de viitor dorește pentru copiii pe care îi are acum, pentru că da. Sunt foarte multe probleme de discutat. Ați venit cu lucruri foarte interesante. Permiteți-mi să vă mulțumesc foarte mult pentru participare și sunteți invitată și în viitor pentru a dezbate aceste teme deosebit de interesante. Vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc telespectatorilor, așteptându-i la o nouă emisiune, emisiune în care vom veni cu
reputați specialiști pentru a dezbate teme juridice în interesul cetățenilor, teme de interes general. Vă mulțumim, la revedere! Mulțumesc.